Se întâmplă un fenomen pe care o lungă perioadă de timp am ales să-l ignor, însă acum am decis să devin un pic mai vocală legat de asta, pentru că este ceva regretabil ce, ce se întâmplă: și anume că orice persoană care plătește un abonament la internet mai nou simte se simte îndreptățită să aibă și o părere total neavizată. Despre munca altuia care încearcă pur și simplu să facă bine. O persoană cum ești tu, spre exemplu, da? Veniți aici pe, pe pagina mea și pe pagina altor oameni care au curaj să-și învingă anumite frici, să iasă în față, să spună ceea ce au studiat, să ajute oamenii, veniți voi care nu aveți, nu sunteți în arenă deloc cu mine sau cu oamenii asemeni mie și vă dați cu părerea. Ceea ce faceți voi vis-a-vis -vis de mine este egal cu zero pentru că pe mine nu mă afectează absolut deloc. Dar știu cât de mult descurajează pe alții care și-ar dori foarte mult să iasă în față și să ajute oamenii și nu o fac și din cauza asta alți oameni plătesc inconștient un preț, da? Alți oameni rămân neajutați pentru că există genul de persoane cum ești tu care nu au nimic de oferit din ei înșiși decât ceea ce este deja acolo și anume multă ură și multă nefericire. E bine faptul că tu vii și urăști aici pe profilul meu, din păcate nu o să te facă să te urăști pe tine mai puțin, nu o să te facă să fii mai happy, mai fericit cu tine însuți și nu mi spune decât despre cât de pustie este viața ta, cât de nefericit ești, cât de nesigur pe tine ești, dacă ești un bărbat care stai pe TikTok, pe canalul unei femei și te-a pus să dai cu părerea despre cât de mult sau de puțin îi place ei să vorbească și te-a pus să blamezi niște lucruri pe care, iată, le argumentează și le dovedește și știința. Așa că ce îți recomand este să începi un proces serios de iubire de sine, de uh, reechilibrare interioară dacă vrei și uh, să te întreb ce spune despre mine faptul că las aceste comentarii în loc să merg la muncă, fiind un bărbat. Este ora 2 și ești pe TikTok. Uh, pe tiktok unei femei uh, arunc în comentarii care sunt total non-valoare. Ce spune despre mine asta? S-ar putea să te ajute aceste întrebări pe care ți le pui să devii un bărbat de valoare în viața ta și a celor din jurul tău. Succes!